nu chiar fresh, puțin ia uitați, uitați-o puțin ce frumoasă e. E toată numai perle. Se spune că perlele aduc lacrimi, dar nu în cazul acesta, pentru că, exact, pentru că iată ce mare bucurie în familia voastră. Tocmai a avut loc botezul... Tocmai ce ne-am bătut în sărbători, exact, eu și cu Gabi. Exact, s-au întâlnit așa și și-au schimbat impresii despre botez și despre micuțe. Să vă trăiască, să fie sănătoasă și fericită, prințesa. Mulțumim frumos și vouă să vă trăiască, băiatul urmăresc acolo pe toate postările. Ce să zic, ca și bunică. Cum vă simțiți bunică așa de, ia uite ce picioare frumoase, ce aranjată, ce... Chiar nu mă simt bunică. Asta zic, care-i sentimentul să fii bunică și totuși să fii așa? Am impresia că e al meu. Deci am senzația că de-abia acum văd cum, cam cum... Ar fi trebuit? Am timp, da, aha, am timp mai mult să văd de la... la Z ce se întâmplă cu un copil. Aveți așa sentimentul că parcă e fetița noastră și păi vreți să fie doar a dumneavoastră? Săracii că... părinții chiar sunt dați la o parte. Bine, nu se poate. Pe undeva le convine. Le convine, dar da, până la un punct, dar să știți. Până la un punct, adică zic, să da, nu fiți prea acaparatoare. Mi-a zis, zice, mami, dar tu nu realizezi că ai luat copilul din brațele lui Răzvan? Aole, scuză. Eu am făcut foarte primele frumos poze. Da. Eu am pus primele poze și a zis, da, totuși copilul nostru, ne-ai și bucuria asta. Și mi-am dat seama, a fost deja foarte târziu. Da. Am făcut o fiartă din primele secunde. Păi, trebuie să vă cereți iertare acum, dacă se uită acum la noi. Eu am zic vorbit să... pe tema asta, da, am vorbit foarte mult. Da, dar fine, cine s-a supărat? El, ginerele? Nu, nu, nu. Un pic așa, adică eu, a fost adică și el realizat, lezat nu, în propriul nu, propriu el orgoliu. Nu, săracul, că el e copleșit. Dar Oana zis, mama, totuși, nu crezi că trebuia să ne bucurăm noi întâi? Ai dreptate, da, dar n-am putut să mă abțin ce să da, fac. Da, păi ce să mai, o familie de artiști, o familie de oameni de scenă, mă, cred e că imposibil să nu fiți artistă așa. După părerea mea așa, după da, cum o văd eu cred că va fi artistă. Dar ce vă miroase artist la ea? Nu știu, are așa ceva special. Oricum place mie să o văd așa. Așa? De seama ce... Cum e, cu cine seamănă? Cu Răzvanel. Răzvanel. Seamănă cu Răzvanel. Deci este bucățică ruptă. Inițial am zis, hai că parcă seamănă cu Oana, parcă. E, când a început să mai crească și să definească... Ați văzut că nu. Am văzut că... Și vă convine sau nu, sincer? Amândoi sunt frumoși. Da, sincer. Nu, 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 n-am nicio problemă cu asta. Că oricum e frumoasă. Chiar cum vă împăcați cu ginerele? Doamne, am cei mai buni gineri din lume. Cei mai buni, cred că nici nu se... Cred că alții mai buni nici nu existau pentru fetele mele. Nu există alții mai buni. Sunt amândoi în felul lor muncitori. O să vă întrerup o secundă, break.